Ne întoarcem din nou, dragi telespectatori, împreună cu Vali Todoran, împreună cu Gheorghe Radulovici, la întâmplarea despre viață, momentele în care dumnealui a fost arestat și dus spre Timișoara, spre sediul securității. Aș dori să te întrebăm acum, când ai ajuns la sediul securității, cum au procedat cu dumneavoastră? V-au pus în aceeași șirlă cu fratele? Cum v-au anchetat? Da, nu ne-a pus împreună, separat, el separat, eu separat. În Timișoara ne-a băgat pe un colidor, primul lucru, pe un colidor, acolo demisol, așa, coborât jos. Și colidorul era lung, cu multe camere, pe o parte și alta, dar tot legat la ochi. Și eu și fratele meu, pe el l-a pus într-un colț, pe mine alt colț, a colidorului. Și numai când făceam așa, știam că el mă ia acolo și eu. Și acolo ne-am ținut în picioare vreo 3 ore cu fața la perete. Și pe el la fel, fratele meu. După aceea a venit și m-a introdus într-o cameră. Când m-a băgat într-o cameră, am văzut un tânăr care era singur într-o cameră cu dosul către noi, către ușa de intrare și cu fața la perete. Stătea acolo așa. Și ăsta îl strigă, întorci fața, măi! Întoarce, m-am uitat la el, era un tânăr. Îl întreabă, îl cunoști? Nu. Tu-l cunoști pe el? Nu. E, atunci, uite, îi spune la ăla, uite, citești dumnealui regulile, regulamentul de pe perete, obligații, datorii, ce are acolo. Drepturi nu era nimic trecut pe perete, nu obligații și datorii erau trecute. Ăla, tânărul m-a citit, tânărul ăla era... din Sibiu. Tata lui era în Sibiu, era chelner la restaurantul cu tare, când m-a văzut pe mine că și eu pe aici, zice, fii bun, domnule, că tata nu știe că eu s-a arestat, îți lipsă de acasă nu știu cât timp și așa. Dacă ajungi mea ta acasă, du-te până la Sibiu, fii bun, spune-l tata că eu s-a aici la securitate, s-a aici la Timișoara. În sfârșit, în Timișoara ne-a ținut o săptămână. La fel, ne-au scos, ne-au legat la ochi cu aceeași mașină, cred și cu aceiași oameni care au fost până aici, ne-au dus la București. Pe drum, când am trecut de Sibiu către Acnita, către asta, e o pădure acolo așa. Noi legați la ochi, au oprit mașina, ne-au dat jos, ne-au trecut șanțul, marginea drumului, așa, într-o pădure, într-o margine de pădure și noi am crezut acum aici e locul unde ne execută, ne pușă, că nu știam că securitatea fac cazuri din astea să te omoară pe drum, în pădure, că ai vrut să fugi, că cu tare și aici gata. Deja mă gândeam aici sfârșitul vieții noastre. Dar n-a fost așa. După ce ne-a ținut așa câteva momente, zice, hai sus, înapoi. Ne-a luat sus. Zice, n-ați avut nevoie să vă faceți nevoile. De ce nu v-ați făcut nevoile? Păi, dar nici nu ne-ați spus nimic. Ne-ați scos afară și ne-ați băgat înapoi. În sfârșit, am ajuns seara în București. Acolo am fost introdus într-o cameră. Ia tot ne-a despărțit unul de altul. Acolo am întâlnit un judecător care era tot așa arestat ca mine, un preot, un inginer, șef la fabrica Saftica, un profesor. Eram vreo 6-7 persoane și acolo am stat 9 luni de zile în celula aia. După 6 luni, când ne-au scos pentru prima dată la lumina zilei, n-am avut acolo geamuri, nu a fost decât un bec care ardea și nu se stângea niciodată ziua și noaptea. Nu se stângea becul. Și acolo era ancheta. Așa durmeați, cu becul aprins. Cu becul aprins și cu fața către... Bec trebuie să fii. N-ai voie să fii cu fața către perete, nici cu mâinile sub pătură. Trebuie să fii cu mâinile afară și cu fața către cameră. Nu cu fața către perete. Nu era voie. Și eram chinuiți, ce să spun, ne puneam picioare, stăm picioare și cu mâinile sus, ore întregi. Eu eram cel mai tânăr, la 28 de ani, vă dați seama, ăia alții era judecătorul, după ce făcuse vreo 5 ani pe la canal,
Era cu picioarele înghețate, negre, picioarele lui până la genunchi. Nu se mai puteam să încheie la nasturi. Mă ruga pe mine domnul Radulovici, ai ajută-mă, încheiem mă ta haina, încheiem pantalonii, că eu nu pot cu degetele, cum era de chinuit. Ăsta era judecător, vă dați seama. Mai era un inginer, era ăștia, și în sfârșit începea ancheta. 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 Tot cu ochelari de aia care în afară se părea ca o sticlă, dar de unde? Sticla pusă așa pe o bucată mare de material de gumă, de cauciuc, care se lipea de aici la frunte până aici, peste nas, până jos, așa, peste față, ca să nu cumva să vezi, să vezi pe lângă ea, nu vedeai nimic, nimic, nimic. Venea în fiecare zi când te scotea la anchetă, venea, striga pe nume, ne scotea, te lua așa de mânică, nu te ținea de mână, că erai necurat, dar de mânica, de haina, de la mânică, și te ducea pe colidoare, pe unde, nu știai unde mergi niciodată, dar când te băga undeva, să înlocuia ochelare jos, atunci vedeai unde ești, cu cine stai de vorbă și așa mai departe. Și acolo 9 luni de zile, după 6 luni când m-a scos prima dată în curte, într-o curte între clădiri și acolo într-o cușcă metalică din fier și deasupra și peste tot, ne-au băgat acolo, dar nu ne-au ținut mult, ne-am bucurat că am ieșit și noi la lumina zilei și ne-au ținut acolo jumătate de oră, ne-au dus înapoi iar în cameră. Nu aveam voie să vorbim între noi nimic, absolut nici să șoptim, nimic. Și când ne duce înapoi, m-am uitat așa la mine, la mâini, la haine, la ei, la colegii mei, toți n-aveam decât o singură culoare. Ochii nu mai vedeau decât o singură culoare, un verde gălbui. Asta era singura culoare. Și m-am speriat. M-am speriat așa într-un fel, zic, mă, eu fiindcă n-am mâncare aici, mâncarea era cu carne și eu nu puteam mânca. În fiecare zi o dădeam înapoi, afară. Trăiam cu 100 de grame de pâine și ceaiul ăla și ăla cu bromură băgat în el ca să șadă deținutul liniștit acolo. Și aia era toată mâncarea. De dimineață, la amiază venea mâncare cu carne, nu puteam mânca. Atunci dacă dădeau bucată, ca cât o bucată îi se pun așa, o bucată de turtoi. Cu aia vețuiam până seara și asta era două mese, atât era pe zi, dimineața și seara, după masă așa spre seara, altceva nu era nimic. Și mă gândeam că din lipsă de vitamine, în cinci ani de zile, n-am putut mânca o salată crudă. N-am mâncat o varză, n-am mâncat o roșie, fruct, n-am mâncat ceva. Un fruct, n-am mâncat o zarzavat, absolut, o ceapă, un ardei, fructe, nu mai vorbesc, niciun fel de fruct, niciun fel de fruct, niciun fel de dulce, nu o ciocolată, nu o bomboană, nu nimic, niciun fel de lactate, brânzeturi sau lapte, vreodată, vreo lingură de lapte, sau niciodată, nimic, în 5 ani de zile. Nimic, absolut nimic, nimic. Când am venit acasă la închisoare și am povestit asta la directorul Drăgorescu la noi, la Făget, când am povestit problema cum am trăit acolo, a rămas uimit, domnule, cum ai putut viețui? 5 ani de zile, așa, n-ai avut ce mânca, numai așa ce-mi povestești, mi-a dat, pe cum, domnule, că îți trebuie 3.000 de calorii zilnic unui om ca să trăiască? Păi n-ai avut nici 300. Cum ai putut trăi? Pe zâmă minunea lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu m-a putut păstra pe mine cu viață ca să trec prin toate treburile astea. Și în sfârșit, ancheta. De bătut nu m-a bătut niciodată, pentru că n-avea pentru ce să mă bată. Că tot ce mă întreba, eu îi răspundeam. Normal, eu nu eram om politic. Eu eram băgat politic cu politicii, dar eu nu eram politic. Eu eram pentru religie, pentru credința noastră care era interzisă. Ei au socotit-o că e periculoasă credința noastră, nu se potrivește cu alealte credințe. Noi nu omorâm, noi nu ucidem, nu apărăm patria cu arma, nu omorâm inamicul.
Noi iubim pe semenii noștri așa ca pe noi. Cum nu m-aș putea face mie rău, tot la fel nu pot face nimănui și așa mai departe. În sfârșit, tot ce m-a întrebat, am raportat, am spus cine m-a botezat, când m-am botezat, cum m-am convertit la credința asta. S-a bucurat într-un fel că eu nu ocolesc întrebările să nu-i răspund. Eram spus la toate. Cine? Păi cu tare. Cum l-a chemat? Așa, tot. Și el va administra, el va învăța. Da. O trecut acolo bucuros că a rezolvat o treabă. Dar eu nu i-am spus că ăla era arestat de 2 ani. Da. Pe care eu îl spuneam, predicatorul nostru, era înaintea mea arestat. Înaintea noastră, cu 2 ani, era închisoare. Era condamnat 7 ani. Și era închisoare când o fi dat el de veste, când o fi luat el legătură cu securitatea de aici, de la Timișoara, au văzut că în ancheta mea eu am spus tot pe ăla care ăla era... N-ai spus pe ăla care trebuia să-l spui ca să mai bași pe altul în închisoare. Dar te l-ai spus pe unul care știa că era închisoare, da, era închisoare ca să nu compromis pe nimeni. Nu compromit. Foarte bine te-ai gândit că ai făcut treaba asta. Pentru că n-ai mai... N-ai mai făcut să sufere nimeni. Cum să mai facă un rău așa mare și altul așa? El s-a bucurat că ai colaborat, dar el nu a știut că matale ai colaborat, cum ți-a convenit dumneatale să colaborezi, în așa fel încât să nu faci rău și să nu periclitezi libertatea nimănui. Da, sigur că da, te-ai gândit foarte bine și ai lucrat înțelept în privința asta. Nu, și după ce te-au anchetat și ăsta te-a condamnat, nu? După 9 luni de zile ne-au scos în fața tribunalului militar. Ne-au dus acolo, nu ne-am văzut, dar eram un lot din 9 persoane. 9 persoane eram în lotul ăla. Și ne-au dus la tribunal, dar ne-au spus anchetatorul, vedeți să nu suciți ancheta, să spuneți că nu e așa. Că să nu credeți că la tribunal mergi la penitenciar. Tot la noi veniți aici. La securitate. Tot aici veniți, de unde ați plecat. Și atunci aveți de voi ce se întâmplă, care va fi situația. Și n-am avut ce să sucesc, să învârtesc, să spun că nu e așa. N-am avut nimic. Rechizitorul, judecătorul a spus cum a fost, cum suntem, cum putea. Decât ne-am apărat în sensul că am spus că noi nu avem nicio vină în treaba asta. Asta e credința noastră. Noi ne-am născut în credință, e natura noastră așa. Uite, vedeți, domnule judecător. Nu surminați cu nimic puterea statului, nu sunteți nimic, împotriva statului. Nu suntem oameni politici, ne amestecăm, noi împotrivă. Noi ne rugăm pentru stăpânirile, indiferent cine o fi la conducere, așa zice Biblia, și zice Apostolul Pavel. Să ne rugăm pentru cei care conduc, care sunt la conducere, ca să fie pace în țara noastră și noi să ne putem desfășura liniște activitățile noastre. Și cu toate astea vor condamnat. Da, cu toate astea, parcă văd, fratele meu a cerut domnului judecător, dumneavoastră ne condamnați, uite, 5 ani, ne dați 5 ani de închisoare, dar noi nu putem executa asta. Dar de ce nu puteți? Pentru că nu avem ce mânca. Noi suntem vegetarieni și degeaba îi dai unui miel o bucată de carne, că nu mănâncă, moare acolo lângă asta și nu mănâncă. O poți da bucata de carne la un câine, câinele mănâncă și trăiește, dar nu poți să-i dai iarbă la un câine, că la moare. La fel, noi murim în închisoare de foame. Dați-ne condiții ca să putem să facem ăștia 5 ani care ne-i dați. Să executăm. Da. Noi suntem vegetariani, suntem mulțumiți cu zarzavaturile crude și neferte, și mâncare nefertă, orice, dar ce putem noi fără mâncare de carne? Aici e tribunal, aici e cutare, aici așa, voi veți fi, vă trebuie să respectați regimul penitenciarului, cum va fi acolo, vă privește treaba voastră. Vă descurcați cum puteți. Vă descurcați cum puteți. Am avut o problemă foarte grea tot timpul, 5 ani de zile am fost mai mult flămând. Dar mulțumesc Dumnezeu că m-am liberat sănătos ca niciodată. Am fost mai bolnav când m-au arestat.
Și m-am făcut mai sănătos de foame. Din cauza foamei m-a făcut sănătos. Am fost când a fost... Cum e să ai tot timpul senzația de foame? A, nu se poate scrie. Asta nu se... Pot să spui că mi-a fost foame. Dar cum? Cât? Cine poate să înțeleagă? Asta nu se poate înțelege. Nu se poate pune pe note, pe portativ, să cobori nota, să urci. Nu. Senzația de foame e ceva îngrozitor. Știu numai că odată mă gândeam ce să bag în stomac, parcă să fie ceva. Mă gândeam la pături, să scot fire, să le fac așa corcoloș, să le înghit. M-am gândit și la treaba asta. Vezi, omul se gândește la orice, ce va să facă el ceva, cumva. Și, în sfârșit, Dumnezeu ne-a ajutat și am trecut cu bine și peste... Și de aici, de la Securitatea din București, unde v-a dus? După ce v-a condamnat la 5 ani? După ce ne-a condamnat, ne-a dus la Jilava, la închisoarea din Jilava. Da. Și acolo ne-a despărțit iară unii de alții, fratele meu într-o parte a secției, pe mine în altă parte. Eu eram tocmai cu camera lângă camera celor condamnați la moarte. A fost cu da, era numai peretele ne despărțau. Erau cu bile pe picioare 25 de kilograme găurite și cu lanțuri. Ei când se mișcau în cameră dureau pe cimentul ăla, dureia bilele alea, zgomotul ăla. Noaptea de la ora 12 încolo executa câte pe unul care venea să sentința definitivă, recursul definitiv că trebuie să fie executat. Nu era comutat de la moarte la 25 de ani sau pe viață. Și atunci unii țipau. Ce să spun? O trecut pe lângă geamul meu unul, mă numesc cu tare, cine mă aude să spună cu tare? Mă duce să mă execute, acum mă execută. Înfiorător. Asta, în urechile mele, eram cu patul chiar lângă geam, acolo striga. Un răgnec din ăla de moarte. Era, au spus de unde, cine mă aude să spun acasă la mine că mă executa. Că ce se întâmpla? Uite, când te lua de acasă, dacă te condam 10 ani și tu ai murit în primul an de execuție, nu știa familia nimic, știa numai că tu mai ai 9 ani și te liberezi dacă o fi să trăiești. Și după 9 ani și după când se împlinea 10 ani, atunci închisoarea de acolo anunța primăria locală să anunțe familia și să nu mai aștepte că el nu mai vine, el a murit. Mm-hmm. A murit și nici să nu spune anul când a murit, nici că unde a murit, nici că în ce închisoare a fost când a murit și unde se găsește mormântul lui, undeva, unde se găsește mormântul. Nu, nimeni nu spune nimeni nimic. Și vă dați seama cum rămân familiile care așteptau și numărau zilele, numărau anii, că vine tata, copiii mai ales, că vine tata acasă, că vine tata, că vine... Și când se vine, nu mai era... Primeau o telegramă, mort. Primeau o telegramă că a murit. Nici unde, nici un mormânt, nici o groapă decentă, nici o slujbă, nimic. Absolut nimic. Bancă, când îl ducea la poartă, la ieșire, nu cumva să iasă unul viu, cumva să scape pe poartă unul viu, că e mort și să nu fie mort, să facă numai că e mort. Santinela de acolo avea așa o baionetă lungă, un cuțit special, care el trebuia să-l vadă pe ăsta care iese pe poartă și să bage cuțitul ăla în el așa, prin inimă, în piept, să treacă prin el, pe acolo să dea așa, să treacă prin el, că dacă e viu să moară și dacă e mort să... Să fie sigur. Da, să fie sigur. Asta era... Politica. Da, asta era politica, așa politica, era. Politica Partidului acolo. Comunist. Da. Da, scotea pe bietul om și îl ducea. Câți ani a stat la Jilava? La Jilava am stat un an și jumate. Eu, Petru, fratele meu, a stat 3 ani acolo.
la Jilava. De acolo, da. Se spune în descrierile care sunt făcute că Jilava a fost unul dintre cele mai odioase închisori din România ale regimului comunist. Da, da. Acolo au venit, am ieșit la raportul comandantului că n-avem ce mânca. N-avem ce mânca. Eram cu Traian Crecea și încă cu un frate în aceeași cameră, în aceeași celulă și n-aveam ce mânca. Mâncarea, noi nu mâncam, că era cu carne, cu subproduse animale, cu burtă, cu burtă de animale, de astea. Și cum să mănânci? Noi nu puteam mânca așa ceva. Și zice comandantul, măi băieți, nu vă pot eu schimba, aici e regim de penitenciar. Voi faceți ce știți, voi cum știți, dar n-aveai voie să faci schimburi de alimente unii cu alții. Să-i dai supa mata, da, la cineva să-ți dea o bucată de pâine. Să-mi dai de acolo. Nu îndrăznea nimeni. Nu îndrăznea, mă. Îmi părea rău tine. Te vede că mori, dar nu îndrăznea. Odată am găsit pe unul singur, pe domnul Ionescu, unul singur care o îndrăznit să facă treaba asta, să mă schimbe cu noi, cât am stat cu el împreună, să mă schimbe pentru mâncarea noastră cu carne, să-ți dea din pâinea lui, din pâinea lui, acolo o jumătate de felie de pâine. Ăsta era director general la ziarul Cutare în București. Știi? Și când l-a luat în evidență acolo, l-a trecut ocupația și zice director general. Aici nu pot două. O ai fost director, o ai fost general. Păi am fost director general. Domnule, trebuie să înțelegi, nu pot trece aici. Două funcții. Două funcții. Păi nu-s două, e una, director general. Nu. Alege una din asta. Ori director, ori general. O venit și ne-a spus că m-a venit în luntă. Domnule, ce-am pățit aici la poartă cu ăștia, santinela aia care, vă dați seama cât erau de inculți. Ce nu. Și asta era da. Uneltele de propagandă ale sistemului, sistem, care vroia să educe sau să reeduce oamenii. Da, ce oameni ne uitând că în pușcările din Jilava și din toată țara și la, da, Pitești și pe unde au fost, da, la Rahova, erau spuma societății românești, profesori, intelectuali, oameni pe care poate că nu-i puteau controla cum vroiau ei sau, eu știu, poate aveau altă opinie sau doar li se părea lor că ei trebuie închiși, pentru că pentru ei oamenii deștepți erau o piedică împotriva socialismului, a culturii lor comuniste, da, și în felul ăsta au băgat în închisoare și au dezumanizat, da, pe unii dintre cei mai prolifici, cei mai proeminenți oameni care erau pe timpul la României. Țării, domnule, spuma țării, profesori universitari, medici, ce să spun, erau 40 de medici mari specialiști în toate, lucrau la lopate, la robă, acolo în lagărul concentrare, muncă forțată. La muncă silnică. Da, muncă silnică în Balta Brăilii, să îndiguiască Dunărea, acolo unde mă duc și pe mine. Acolo am stat iară vreun an și ceva. Cum vă spălați la Jilava? Ce să povestesc? Așa zisă că e baie, dar nu era, niciodată n-am făcut o baie la Jilava cât am stat într-o an de zile, nici o baie. Acolo aveam într-un colț un ciubăr unde trebuia să sași nevoile, în văzul tuturor, nu ai voie să fie pus ceva, o pătură în față sau ceva, nimic. În văzul, acolo, în cameră. Da, da, în cameră. Și mirosul era în acolo, cameră. Acolo era, da. Și extraordinar. Da, și apă... apă într-un ciubăr și nu mare. Noi eram atât 70 și ceva de persoane într-o cameră. Într-o cameră. Da, dai seama. Și no, dimineața se scoală oamenii și trebuie să ducă la toaletă. Atunci din pat striga unii. Numărul 1, altul numărul 2. Numărul trebuia să... Să stai la rând. Da, stai la rând. Și să-și dădeau jos și stăteau la rând acolo. Stăteau, ca să-și facă nevoile. Să-și facă nevoile. Fac nevoile. Că așa zicea șeful de cameră. Mă, faceți nevoile ziua, nu noaptea, că dacă noaptea vă duceți unii acolo, deranjez pe aia la alți,
te aude că ești acolo, da. Și nu mai doarme omul. Face... Și abia așteptau unii să facă dimineața. Înseamnă că acolo. Condițiile de supraviețuire erau la limita posibilității umane, ținând cont de oamenii care erau acolo. Din păcate, domnul Radulovici, emisiunea de astăzi se termină aici. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru dezvăluirile dureroase. Dar îmi pare rău că în Jilava am pățit mai multe și am văzut mai multe. Și... Da. Momente dureroase pentru dumneavoastră și într-adevăr de istorie pentru noi. Mulțumim telespectatorilor noștri pentru că au fost alături de noi și promitem să mai revenim cu alte secvențe din viața domnului Radulovici, cum a decurs finalul șederii dumnealui la Jilava, apoi prin închisorile teribile ale comunismului pe care a umblat, oamenii pe care a întâlnit și în final momentul fericit pentru dumnealui, eliberarea și mergerea spre casă. Vă mulțumim și vă dorim multă sănătate și multe binecuvântări în continuare. Astăzi suntem la interviul săptămânii. Bine am găsit pe toți făgeții, țara făgetului. Spun bună ziua și bine ați revenit la liceul nostru.